Salut și bine am găsit la un nou vlog pe canal. De data asta suntem în ziua evenimentului, suntem la Paris aici pentru a merge la Ubisoft. O să mă întâlnesc cu Pink la recepție, jos mergem să mâncăm ceva și pe aia mergem la eveniment să vedem un nou joc. O să vedeți astăzi despre ce e vorba. Hai să mergem! Și bineînțeles, v-ați dat seama despre ce joc e vorba. E vorba despre Ghost Recon Wildlands, un joc pe care l-am așteptat foarte multă vreme și iată că în sfârșit aici în Paris am reușit să-l joc. În acest vlog veți vedea și gameplay, veți vedea și vlog, dar vreau să vă anunț că în parteneriat cu cei de la MediaGalaxy.ro și cu Best Distribution vă oferim un cod de reducere pentru acest joc, dacă vreți să-l precomandați, da, de pe MediaGalaxy.ro. Codul de reducere l-aveți în momentul de față pe ecran, este MAXINFINIT-MG. Și vă dă 20% reducere pentru acest joc. Eu zic că e o reducere foarte mare. Mulțumim băieților de la MediaGalaxy.ro. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă plac aceste vloguri și vreți să mai facem pe viitor pe unde să mai mergem. Frate, tu ai mai văzut crembuși de ăștia până acum? Pui, dar sunt bebeluși. Crembuși bebe. Nu știu unde suntem, Pink. A? Suntem undeva, nu? La Polul Nord? Suntem undeva în Paris. Habar n-avem unde, dar este foarte frumos aici, în Paris. Și e un nene care arată cu degetul. Oh, Jesus, ok. Te-l vezi pe ăla de acolo? Arată cu degetul. Am văzut și altceva. Uite ce mișto e asta, frate, dar habar n-am unde suntem. Suntem la o locație secretă, secretă, Ubisoft, de fapt. Evenimentul Ubisoft se petrece undeva sub pământ. Sub pământ. Se deschide o platformă de asta și intrăm acolo ca niște E un șobolani. semnal secret să bați în pământ. Behind the scenes. În spatele scenelor. Acum e acum, în spate. Nu știu de ce am ieșit afară, Dar știi care e straniu pentru infernal. că toți youtuberii care au fost invitați aici, toți stau cu camerele în momentul de față aici afară. Am ieșit afară și mai sunt oameni cu camere de asta. E înghețat pe aici, nu știu exact, e un frig enorm. În spate e o... Cineva și-a scăpat telefonul pe jos. Săracul de el. Doamne. E o ruină mare, frumoasă. Arată șpecher. Dar mi-e teamă la primul cutremur. Și acum... Graffiti mare, gigantic. Ia uite, așa, e unul care stă așa. E șmecher tare. Îți dai seama cât de mult a luat să facă chestia aia, frate? Ia uite. Să știe, dar arată mișto, mă. Arată foarte interesant. Chiar foarte. Doamnelor și domnilor, uitați-vă la Pink cum încearcă să filmeze gunoiul. Ca aici să filmeze un gunoi. Frate, a făcut un nou. What? Nu, n-a făcut, mi s-a părut. Aaaa. Ce frumoasă. Și în afară de găină, mai avem și niște frunte. Pink, mâncăm? Vrem? Bă, avem voie. Știi că sunt reale? Da, știu. Sunt bune, adică... De ce știi una? O să iau una oare? Mușcă una. Can I have a banana? Foarte, foarte interesant aici la Ubisoft. Sunt o grămadă de oameni. Și o să vedem jocul Ghost Recon, cred. Sau ne jucăm cu găinile, habar n-am. Te-am prins! Te-am prins! Ce făceai, nebunaticule, cu acel craniu? Ce făceai cu acel craniu? Care craniu? Uite, craniul ăla. Care craniu, mă? L-am văzut, unde l-ai băgat? Nu e, mă, nu e nimic craniu aici. Aha, te-am prins, faci poze la găini. Ce? Faci poze la găini, tu erai. Eu? Tu erai la care faci poze la găini. Nu ceva, mă, nu. Te-am prins, în fa.
O să ne jucăm Tom Clancy's Ghost Recon și interesant pentru că o să putem să jucăm în echipă, putem să jucăm co-op, putem să jucăm single player, dar sunt aici și împreună cu Pink, fă cum vedeți, și au făcut evenimentul ăsta să arate exact așa ca aș cum mai fi în joc, știi, ca și cum mai fi într-un cartel, așa cum mă simt, ca și cum aș fi un ăsta, de, un dealer de droguri sau ceva pe aici, dar interesant. A? Droguri, ceva? Cocainul. Coca. Și iată că am intrat în joc, ceva de genul ăsta arată când te dă prima dată aici. Și ne-a pus să jucăm single player prima dată când intrăm ca să ne obișnuim cu jocul. Și după aia ne-a pus să jucăm multiplayer, să jucăm împreună cu încă doi youtuberi. Deci eram eu cu Pink și încă doi youtuberi, jucam împreună pentru a rezolva niște misiuni. Acum, în schimb, veți vedea single player-ul și e destul de interesant faptul că în acest joc poți să îți iei orice mașină de pe stradă pe care vrei. Nu numai mașină, poți să-ți iei elicopter, poți să-ți iei, din ce am văzut, sunt o grămadă de vehicule, am impresia că sunt zeci de vehicule pe care le poți lua, ceva în genul ca în GTA, știi, adică te duci, îți iei, fură o mașină pe stradă și o folosești pentru tine. Vedeți și voi, ăsta e squad-ul meu, era format din pier NPC-uri și bineînțeles ăștia te vor ajuta în momentul în care tu nu ai pe altcineva în joc, dar felul în care funcționează este... Zicem că tu astăzi nu ai niciun prieten disponibil să se joace cu tine, astfel faci misiunile single player. Mâine poate ai niște prieteni care te vor ajuta, zicem că îți mai strângi încă 3 prieteni și ei vin în jocul tău. Ei, în momentul care fac misiunea respectivă, o vor avea și completată în jocul lor, din ce am înțeles. Tu vei avea completată în jocul tău, deci practic ei nu pierd vremea venind la tine în joc și făcând acea misiune, pentru că misiunile sunt, sau poți să le faci în orice ordine dorești. Și chestia asta mi se pare destul de interesantă, știi? Adică eu pot să mă duc la Pink în joc, de exemplu, să-l ajut cu o misiune pe care el nu poate să o treacă singur. Vezi aici cum au ieșit băieții pe geamuri, asta e încă o funcție destul de interesantă că poți să ieși pe geam, în afară de asta poți să mai stai și în portbagaj dacă n-ai loc cumva în mașină, încă o chestie interesantă pe care au adăugat-o în joc. Sunt multe chestii tactice în primul rând, pentru că este un joc tactic. Bine, eu aici aș fi trebuit să joc stealthy, dar, adică să mă furișez, să mă snicăresc, dar din păcate pentru jocul ăsta eu nu prea mă snicăresc, așa că... Ia uitați-vă ce nebunie am făcut, dar nu vă faceți griji, băieții, stau lipiți acolo cu super glue și indiferent cum mă prăbușesc eu pe aici, băieții ăștia rezistă. Aici, practic, intrasem într-un oraș, trebuia să mergem să îl interogăm pe unul, să aflăm mai multe informații despre un deținut pe care noi trebuia să-l scoatem, să-l salvăm. Și, bineînțeles, ați văzut și voi, am intrat cu mașina peste ei direct. Sistemul de tragere e un pic diferit față de alte jocuri, adică nu ai first person propriu zis, dar dacă e să pui ținta la ochi, atunci intră într-un fel de first person. E genul ăla tactic de joc și îmi place foarte mult. Oricum, nu uitați că aveți un cod de reducere pentru jocul ăsta dacă vreți să vi-l precomandați de pe MediaGalaxy.ro. Aveți codul MAXINFINIT-MG, e un cod special pentru voi făcut de băieții ăștia de la Media Galaxy, așa că vă recomand dacă aveți în plan să-l luați, îl veți putea lua mult mai ieftin de acolo. Bun, am prins băiețașul ăsta, îl interogăm acum și aflăm mai multe informații despre acest cartel. Și, bineînțeles, noi suntem aici, într-un fel suntem puși să-i oprim pe ăștia cu cartelul, dar în același timp nici nu suntem prea bine văzuți de localnici, pentru că poliția din zona asta, dacă cumva te vede, vine și după tine. Deci tu nu ești poliția aici, tu ești un intrus aici. Deci poliția se va bate și cu tine și cu acel cartel. Având în vedere că mașina mea asta cam răsturnat și asta, am decis că ar fi cazul să luăm o altă mașină dacă astea tot erau parcate aici. O să vedeți că sunt multe orășele de astea micuțe prin acest joc și poți să te duci pe oriunde să furi orice mașină și să faci ce vrei. Și asta îmi place libertatea asta de mișcare, că nu ești niciodată blocat și nu ești niciodată pus pe o cale anume. Nu, frate, poți să faci orice misiune vrei, în ce ordine vrei și cred eu că mai multe jocuri ar trebui să urmeze această metodă de libertate. Condusul e destul de interesant, mașinile au oarecare greutate, astfel în momentul în care o conduci trebuie să ai mare grijă la curbe și chestii de genul ăsta, nu se conduc ca niște cutii de carton, ca în alte jocuri de exemplu. Deci condusul nota 10, foarte bine realizat și o să vedeți mai încolo că o să zburăm și cu un elicopter și aia este realizat foarte bine. Aici mi-am lansat drona, iar cu drona asta poți să îți vezi inamicii înainte să te duci în misiune, înainte să
intri în bătălie, vei ști exact unde sunt inamicii tăi și te poți coordona cu echipa. Au o chestie numită Sync Shot, unde poți să pui ținta pe unul, după aia le zici la coechipierii tăi, tu pune ținta pe ăla, tu pune ținta pe ăla și când dai tu startul, coechipierii tăi vor trage în același moment ca să eliminați în liniște și să nu dați alarmă. Eu nu prea mă pricep să juc așa de stealthy, așa că o să vedeți că mă cam duc așa guns blazing să mă duc pe ei, dar e destul de interesant sistemul ăsta, cu siguranță îl poți folosi și în multiplayer, dar acolo depinzi de prietenii tăi să fie pe fază la sync shot-uri, pe când când joci cu coechipieri NPC-uri, ăștia vor face automat ce le zici. Aici mi-am folosit drona să le atrag atenția în altă direcție, pentru că deja începeau să mă observe. N-am mai avut ce face, am fost detectat și din această cauză am început să trag ca nebun în ei, să elimin. Dar aici undeva s-a aflat tipul ăla care trebuia salvat de către noi. Asta era misiunea noastră, practic, să mergem aici să salvăm pe acest tip. Așa că, hai să vedem, opa, a ieșit ăla de acolo ciudat. Dar, bine, trebuie să și înțelegeți că este un fel de pre-release build, adică ceva înainte de lansare, această versiune a jocului pe care o jucam. Și de asemenea e versiunea de PlayStation 4, deci nu e versiunea de pe PC încă. Dar acum că l-am salvat, cea mai bună metodă de a scăpa de aici ar fi acest elicopter. Chiar eram foarte curios. Prima dată, asta ce vedeți acum e a doua oară când încerc să zbor acest elicopter. Prima dată îl conduceam la fel cum l-ar fi condus în GTA, de exemplu, și nu a funcționat, pentru că aici în GTA e foarte arcade, pe când aici încearcă puțin să simuleze greutatea vehiculelor și din această cauză, dacă nu ai grijă că elicopterul ăsta te poți prăbuși foarte ușor. Mi-a luat puțin să mă obișnuiesc cu el, dar într-un final am reușit să-l controlez destul de bine. L-am luat pe tipul ăsta și trebuie să-l ducem undeva într-o bază. Nu o să pot să vă arăt cutscene-uri din joc, pentru că asta e un fel de limitare pe care ne-au pus-o cei de la Ubisoft. Nu avem voie să vă arătăm cutscene-uri încă. Dar îl vom duce pe tipul ăsta aici să vedem, facem și noi o aterizare. Mamă, cum se învârte nebunia asta de elicopter. Asta nu e singurul elicopter, sunt multe elicoptere pe care le poți lua, chiar și de alea de război cu turete și tot fel de nebunii. Asta e un fel de buzzard, așa, o aterizare destul de bună, aș spune. Și iată-l și pe tipul ăla pe care noi trebuie să-l ducem aici, în această căsuță. Îl băgăm înăuntru, pac, aici ar fi venit un cutscene, nu am voie să vi-l arăt din păcate, dar iată că am terminat misiunea și totul e în regulă. Și acum, bineînțeles, am toată harta la dispoziție, mă lasă să fac absolut ce vreau. Dacă vreau să mă duc să fac o misiune, un side mission, de exemplu, pot să fac un side mission. Dacă vreau să fac o misiune de poveste, fac o misiune de poveste. Și libertatea asta de mișcare și libertatea pe care ți-o oferă jocurile de la Ubisoft în general, nu știu, eu personal o apreciez foarte mult. Aici m-am dus la un localnic dintr-un sat să-l întreb, uite, locate skill points. Îi dau asta și după aia mi-arată toate skill point-urile de pe hartă pe care le pot lua. Poți să-l întrebi diferite chestii și în funcție de ce îl întrebi, asta îți va oferi pe hartă. De exemplu, poți să-l întrebi pozițiile inamicilor, poate, dacă le știe. Și astea vor fi descoperite fără să trebuiască să mai duci tu cu drona eventual sau ceva de genul ăsta. Aici era un mare gard, nu știam cum să trec de el, vreau să elimin pe ceilalți, pentru că pe partea cealaltă a gardului vedeți că sunt o grămadă, e plin de inamici, dar n-am descoperit exact cum să trec de acest gard și până la urmă m-au descoperit ei pe mine, așa că a trebuit să fug de urgență de acolo. Erau mult prea mulți, noi eram doar 4, așa că nu aveam foarte mare șansă împotriva lor. Plus că mai era un sniper care stătea direct în turn și mă nimerea exact unde mă duceam. Adică nu conta, eu puteam să mă duc la o distanță foarte mare, că el tot mă nimerea pe mine. Am încercat să mă bat cu ei, dar nu prea mi-a ieșit foarte bine. Uite, aici de exemplu o să vedeți că mă nimerește. Deci eu eram la distanță mare de tot, dar ăla cu sniperul tot trăgea mine. Totuși, o să plecăm de aici, ne urcăm în elicopter și o să vedeți următoarea chestie pe care vă arăt. E un fel de activitate side, un fel de side activity. Era un convoi de la acest cartel și noi trebuia să-l oprim. Nu știu exact cum, bănuiesc că trebuia să îmi cumpăr ceva eventual, să îmi cumpăr niște arme, niște lansatoare de rachete eventual cu care să pot să trag în ei. Pentru că cu armele normale în niciun caz nu reușeam
și vedeți și voi că ne-au dat destul de mult damage aici, din păcate. Vom fugi de ei, vom încerca să ne adăpostim undeva într-un orășel pe aici, prin zonă, pentru că, v-am zis, sunt foarte multe zone în care poți să te adăpostești. Bine, multe din ele sunt controlate de acest cartel și am impresia că poți să le eliberezi dacă te duci să faci o anume misiune de acolo. Cea mai perfectă aterizare pe care am făcut-o, dar na, în condițiile astea când eram urmăriți deja nu prea aveam ce să mai facem. Și acum, spre finalul acestui clip, vreau să vă arăt customizarea armelor. Este foarte avansată, vedeți și voi, puteți să customizați fiecare aspect al armei, puteți să puneți orice fel de lunetă și asta nu aveam acces la decât la 3 sau 4 din 3-4-5 din vreo 12 sau 20 câte erau pentru fiecare categorie în parte. Așa că, nu știu, mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult customizarea asta și toate opțiunile pe care ni le dădeau. Și în afară de asta poți să spui chiar și skin pe armă. Chiar m-a impresionat Gunsmith-ul și am văzut că s-au lăudat destul de mult cu acest aspect și chiar merită, chiar merită. Ia să vedem ce... Aici pe final, uite, schimbam barrel-ul și aici skin-ul. Am jucat single player prima dată. O să fie și o chestie care o să fie co-op. O să putem să jucăm 4 persoane, nu mai știm exact, mai sunt încă 2 youtuberi din alte țări cu care o să jucăm. Noi 2 și pe ei 2 o să jucăm co-op ceva. Și mi-a adus aminte puțin de Far Cry. Da, nu? Să știi. Ceva de genul, adică poți să ții un elicopter, poți să ții o mașină, un fel de GTA într-un setting de ăsta pe o insulă. E parcă e o insulă sau ceva. E cu deșert, e și zăpadă. Dar nu avem acces decât la 2 zone noi aici să le jucăm. Da. Dar practic îți iei misiunile cum vrei tu. Adică nu ai... Ai libertate de mișcare, ai libertate să faci ce vrei tu. Dacă tu vrei să arunci cu elicopterul în cap, poți să arunci cu elicopterul în cap. Asta am făcut eu, de exemplu. Și v-am dat fail la misiune, dar... Eu m-am mâncat pe munți cu mașina. Au niște motoare, frate, doamne. Și cam asta a fost aventura noastră prin Paris, a fost destul de interesant, vreau să le mulțumesc celor de la Ubisoft pentru că ne-au invitat acolo, a fost ceva unic și bineînțeles dacă o să mai fie evenimente de genul ăsta o să le filmăm și pe alea, dar nu uitați că în descriere aveți codul ăla de reducere pentru Media Galaxy, dacă vreți să vă luați acest joc cu 20% reducere, nu ezitați să folosiți codul MAXINFINIT_MG, e un cod special pentru voi, special reducere pentru canalul meu și eu zic că e o oportunitate destul de bună dacă vă interesează acest joc să îl luați mai ieftin. Mai avem ceva foarte special filmat tot aici în Paris, o să fie probabil un episod separat față de tot ce am făcut până acum și ceva complet diferit. Complet diferit, n-ați mai văzut ceva de genul ăsta pe canalul meu cel puțin până acum, nici pe canalul Looping. Deci o să fie ceva unic, dar aia probabil o să vină săptămâna viitoare, o să vedem, nu știu exact când. Oricum, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!